pierde că este o piesă veselă. E bine, nu este o doină de jale. Noi avem mai multe principii în viață vis-a-vis de bani. Bă, mânca iar tata, mă! Voi aveți impresia că pe la neamuri, pe la București, așa să vine? Bine ai venit, Nea Costică! Bine v-am găsit, mai copii! Bine venit! Salut! Mamă, ce fată frumoasă! Ai, mulțumesc! Aoleu, Nea Costică! Direct de la Paris, de unde ai venit dumneata? Mânca la rând, hai că este de la mama ei! Mamă, e cucucean original! Ui, mamă! Deci, mai copii! Mă, ce hai că e originale, de la mama lui de acolo. Vezi de treabă, dar acum se pune folie. Să fără cocean, n-are niciun Dumnezeu. Hai de mine, parfum de ăsta franțuzesc. A, de la franțuzesc, special. Rămâne aici, da, Costică, să vedem ce și cum. Mă, toate gata să-mi dați damijeană, mâncare nenea. Nu mai am, dar damijeană mai greu. Mai greu acum, să mai găsesc asta de... Să mai găsesc, să mai găsesc. Tu vezi, e veche, ține-mi de acolo, ce să faci? Dar mă scuz că te întreb. Tată, știu din noi bătrâni că dacă vii la capitală fără verzisor, să nu vii. Păi da, dar dolărei zic ăștia verzisori. Dolărirea vorba. Bă, dracu, și-o credeam că de praz, de ceva. A adus niște praz în aia. Praz să faceți. Voi știți ce bună e suva cremă de praz? Ați mâncat? E, na. Hai, lasă-mă. Păi dar la mine, la restaurant, mai nou acum se servește și se mă... Serios? Da. Se face și în zona Olteniei, se face și cu... Păi dacă ai praz, dar ce, ce nu faci dacă praz? Dacă ai praz, și, limbă cu praz, nu? Praz cu măsline. De toate. Da, acum văd că l-aduc ăștia din China. Nu, ăsta e la mine în grădină, frate, e acolo. Mai aveți grădină? Am și grădină. Serios? Pe cuvânt. Păi și cine se ocupă? Că sunteți mereu pe drumuri. Sunt pe drumuri, soția. Soția, mai avem câte un vecin care ne mai ajută acolo. Ce vă puneți? Numai ce, ce vă trebuie? Ce-mi trebuie? Și pentru ce-mi trebuie? Și pentru am și solar, să știi. Serios? Pe cuvânt, da, ce puneți în solar? Roșii, ardei, castraveți. Acum am dat un reportaj că fac ăștia kiwi la noi și că le priește pe bune. Da, am văzut. Fac, mă gândeam, zic, dom'le, fac ăștia pe acolo, prin sud. Au mai băgat un banan, că și Aurica al meu are banan în curte, n-a făcut nicio banană. Pe cuvântul meu. Da. Am citit că aveți multă treabă. Noi acum intrăm în postul Crăciunului și teoretic interpreții de muzică populară au un moment de respiro. Nu e cazul dumneavoastră, că știu că sunteți veșnic plecat. Știu că sâmbătă sunteți la București și la Pitești. Aveți festivalul Maria Tănase în perioada asta. Da, miercuri sunt recitat la Maria Tănase, apoi sunt la festivalul Ileana Sărăroiu, apoi 28 la Sibiu, 29 la Iași, 1 la Baia Mare și la Cluj. Cine vă ține agenda? Că nu sâmbătă, nu eu. Dumneavoastră faceți eu. Tot. Și șofer cine vă mai e? Am șofer pe cumnatul, am un nepot, am un... Dar doi înainte nepoți. Nu lăsați pe nimeni? Nu. Până acum vreo 10 ani nu lăsam pe nimeni, eu conduceam. Eu și dam cu mingea, eu centram, executam tot. Sunteți pasionat de mașini sau... Nu neapărat, dar îmi place să conduc. Vă place, place să conduceți? Să conduc. Dar în Austria, nu în România. Ba, uite că am făcut cu mașina asta care o am de vreo de-a jumate, vreo 200.000 de kilometri. E, lasă. Da, numai în România. Așa pe că... bune? Da. Vai de mine. Nu. Și mulțumim lui Dumnezeu, m-a ferit de necazuri. Ce faceți de Revelion? V-ați făcut planuri? Da. Când la restaurantul meu de la Filiaș și la Târgu Jiu. La Târgu Jiu. Aveți de umblat? Da, toată noaptea e acolo, mai loco. De obicei umblam în 3-4 județe. Acum, de vreo 2-3 ani de zile, accept să rămân într-un loc, eventual două, mai multe nu. Și atâtea drumuri, știți cum e. Constantin Enceanu, o plăcere să-l avem tot timpul la noi. Poate fi găsit pe Facebook, așa cum au zis foarte des. Oricum, Răzvan, vreau să... Constantin Enceanu are și bifă. Da. Vreau să invit pe toți cei care iubesc muzica populară și nu numai... Vineri seara, mă, vorbeai de post. Să lasă sec. Postul Crăciunului. Da. Vineri pe 15 și vreau să invit la mine la Filiaș, la... De-aia am venit, m-am apucat, am intrat în business-uri. Am înțeles, da, n-am știut. Am deschis un restaurant acolo, un pub. Un pub. Oltenesc. Hai, lasă-mă, că nu-i chiar numai nason și... Tu când treci pe la Reșița, oprește-te în Filiaș pentru că n-ai să regreți. Am piscină pentru adulți, pentru copii, cea pentru copii este cu încălzire, un lac frumos, ceva mai altceva. Nu găsești oriunde. Ia căutați-l pe domnul Enceanu la Filiaș. Și vineri, gândindu-ne că e post lăsatul secolului, cu prietenul meu Petrica Bățu Stoian, cu formație de la Gorj, vreau să facem așa, una de-aia adevărat românească, cu aperitiv tradițional, vinul casei țuică, cu oaie la proțap, cu friptură, cu... Bă, știi cum face românul petrecerea aia adevărată? La Filiaș. La Filiaș, tată, la mine, la restaurant. Nu mă căuta Ramona, că sunt la Filiaș, mă duc și cu mulți. Să nu spun cumva denumirea. Dar ce mă la Zanzibar? Cine nu știe treabă că Zanzibarul e în Filiaș? Așa, mă, ce mă,
Ia uite la el aici. Nu cred. Mulțumim tare mult, Constantin Enceanu. Nu e foarte greu de găsit locul pe care îl are domnul Enceanu la filiaș.